Neața, neața, sper că se aude, da? Vă rog să-mi confirmați că se aude, ca să începem cu asta, cu auzitul. Neața. Îmi poate confirma cineva că se aude? Da, perfect. Mulțumesc. Bun. Da, încă îmi curge instalația. E ok. Volumul este dat tare. Da? Deci uitați-vă la dispozitivele pe care le aveți și reglați sonorul. De la mine zic eu că este maxim. Microfonul este situat corespunzător. Eu zic că e suficient. Așadar, hai să începem să discutăm despre acest minunat subiect care este facerea. Facerea. Scuze, dar din când în când mai tușesc. Da, încă sunt răcit. Corpul își face treaba și n-am ce să-i fac. Lasă în pace să-și facă damblaua. Cum se spune, dacă te doftoricești, durează 7 zile, dacă îl lași în pace să-și facă damblaua, durează o săptămână. Adică tot aia. Ziceți voi. Ce? Cu ce începem? Cu muci. Zilele trecute mă dureau toate celea și mă văitam ca o babă. Așa. Hai să începem cu facerea, să discutăm despre așa numita facere. Și de ce am ales să vorbesc despre subiectul ăsta? Nu știu dacă am mai vorbit despre el, dar chiar dacă am mai vorbit contextual, am zis să vorbesc specific, că este mult mai, să spunem, mai specific, da? Mai direct. De ce vreau să vorbesc despre subiectul ăsta? Este simplu. În lumea asta spirituală există o grămadă, multe, da? Multe concepte și multe idei despre non-facere. Și toate sunt împrumutate, da? Toate sunt luate din, în special din budism și hinduism, da? Din Vedanta, din Bhagavad Gita, din textele estice, unde se vorbește foarte mult despre, să nu-i spun inactivitate, să-i spun mai degrabă despre a sta. Una, despre a sta. A doua, că nu există cineva care să facă. Și asta, sau conceptele astea, în condițiile în care mintea este neinstruită, foarte confuză și plină de informație,
nu fac altceva decât să creeze și mai multă confuzie. Asta pentru că la baza tuturor sau la baza înțelegerii greșite, ca să nu spun tuturor, da? La baza înțelegerii greșite care generează în tot felul de chestii, stă identificarea. Deci este elementul de bază care creează, generează toată confuzia asta. În cazul facerii, dacă ne uităm în natură, lucrurile sunt foarte simple. Natura face. În fiecare moment face. La scară generală. Tot universul ăsta face de când există. Nu se știe de când există. Se știe când au început să fie creați bolovanii. Da? Când a fost creată viața pe bolovanii ăștia. Dar nu se știe când a început universul și poate că nu se va ști niciodată. În textele antice, cel puțin în cele estice, în special în hinduism, se vorbește despre kalpa, despre cicluri care durează sute de mii de ani, deci la scară universală, da? Care durează sute de mii de ani și care se repetă ciclic, că de-aia sunt cicluri, se repetă ciclic, adică universul se face și se desface pe sine. Asta la scară mare. La scară mică, dacă ne uităm la corp, la ceea ce se întâmplă în acest corp, vedem foarte clar că acest corp face constant. Că dacă nu ar face, nu te-ai duce dimineața la budă. Dacă nu ar face, nu ți-ar fi foame. Dacă nu ar face, nu ți-ar cere să dormi. Și așa mai departe. Deci, în mod natural, el lucrează făcând ceea ce este programat biologic să facă. Structura sa biologică și condiționările care au venit pe linie genealogică, da, de-a lungul generațiilor, sunt cele care determină acest corp să se miște într-un anumit fel. Și, dacă ne uităm bine, milioane de ani de evoluție ne-au dus în punctul în care să funcționăm fizic, să arătăm fizic așa cum arătăm și funcționăm. După aia, deci asta e la faza biologică. Facerea asta se întâmplă. La al doilea nivel, vorbim despre ceea ce a fost creat prin educație. Deci peste corp care a venit și este natural, am suprapus ceea ce numim personalitate. Personalitatea are atașat un temperament. De fapt, dacă stau bine și mă gândesc, temperamentul este ceva cu care vii în acest corp și care este rezultatul transmisiei transgeneraționale. Deci temperamentul tău pe care l-ai astăzi și sunt în psihologie se vorbește despre temperament, că este singurul care, cu care te naști, cu care mori. Asta nu se schimbă. Dacă ești lent, ești lent. Nu poți să devii rapid în sensul de procese interne. Modul tău de funcționare, dacă este pe încet, așa vei funcționa toată viața. Chiar dacă te vei strădui să faci anumite lucruri rapid, lucrurile se schimbă doar la suprafață. În esență, tu te miști așa cum te miști. Dacă ești temperamental, se spune, corpul este iute, așa funcționează. Și așa va funcționa. Deci chestia asta se spune că nu se schimbă. Acum, eu nu sunt în totalitate de acord cu treaba asta, însă are cumva, la nivel de persoană, are sens. Deci peste corp vine personalitatea, care personalitatea este însoțită de caracter, nu? Și de ceea ce numim noi trăsături individuale. Fiecare individ este construit într-un anumit fel și funcționează într-un anumit fel în baza educației pe care a primit-o și a condiționărilor care există în sistem. E,
Dacă la nivel de corp facerea se întâmplă natural și tu nu ai ce să faci, pentru că digestia nu o faci tu, nu e că te apuci tu să faci o pauză de o jumătate de oră ca să faci digestie, da? Corpul tău lucrează natural, nu e că, eu știu, îți impui tu să nu respiri sau să respiri. Lucrurile se întâmplă natural. Evident, procesul ăsta, procesele astea sunt afectate de alte lucruri, de modul în care te simți și gândești în acel moment, dar nu intrăm în treaba asta. Personalitate. Deci dacă asta se întâmplă natural, la nivel de personalitate, lucrurile sunt un pic artificiale. Și când spun artificiale, mă refer la faptul că peste 90% din ceea ce am observat eu până acum, peste 90% din ceea ce există într-un individ, într-un om, care doarme, da? Adică funcționează mecanic, automat, așa? Se întâmplă în baza programării anterioare. Această programare este cea pe care ai dobândit-o din uter și până la o anumită vârstă. În baza ei funcționează majoritatea oamenilor. De aceea, dacă te uiți în jurul tău, vei constata că cei mai mulți dintre oameni, din păcate, asta este, că de-aia toți învățătorii spun că omul este adormit. Nu degeaba se spune treaba asta. Omul este adormit și când spune adormit, nu înseamnă că doarme cum doarme noaptea, da? Adormit înseamnă că el trăiește într-un vis. Visul ce este? Nimic altceva decât suma proiecțiilor pe care omul le are constant în capul său. Ce se întâmplă, cum apar proiecțiile astea, e simplu. Există niște condiționări din trecut. Aceste condiționări sunt pozitive sau negative, depinde cum sunt, dar ca orice condiționare, efectele, sau ca în cazul aproape oricărei condiționări, efectele sunt nocive, mai ales în plan emoțional și logic. Și ce face acest mecanism care funcționează autonom este că asta e corelația dintre ele, da? Deci corpul încearcă în mod constant să se adapteze pentru a supraviețui. Pentru că asta e directiva lui de bază. Nu știe altceva. Pe el nu-l interesează. Asta a făcut milioane de ani, asta va face și în continuare. Treaba lui este să supraviețuiască și va face tot ce îi stă în putere pentru a face acest lucru. Dacă te uiți la corp, vei constata că în fiecare moment, treaba lui este să facă minimum de efort cu minimum de consum de resurse. De aceea este foarte greu, de exemplu, să te apuci de ceva la început. Până intervine obișnuința, trebuie repetiție, multă repetiție. De ce? Pentru că organismul, corpul, este conceput să lucreze, fiind conceput să lucreze în protecție și pentru economisirea resurselor, nu va da drumul la resurse în caz, sau va da drumul la resurse doar în cazul în care va constata că este absolut necesar. De aceea se spune că atunci când te apuci de ceva, orice minune ține 3 zile. Pentru că dacă nu continui, corpul se va reîntoarce la setările de bază. Este foarte clar că maimuța asta, că fizicul ăsta este un animal, da? Maimuța asta are nevoie de antrenament constant pentru a-l scoate din programarea asta bazată pe supraviețuire, condiționată de supraviețuire. Și atunci există un conflict permanent între tendința asta naturală de protecție și supraviețuire și dorința de creștere a individului. Foarte mulți oameni sunt frustrați în direcția asta, da? Vor să crească, vor să învețe, vor să facă sport, vor să slăbească, vor să îngrașe, vor să facă tot felul de chestii și constată că nu prea le iese sau că fac până într-un anumit punct după care cad. De ce? De ce se întâmplă treaba asta? Pentru că, din nou, corpul este așa cum este, setat pe protecție și supraviețuire, iar ambițiile tale nu sunt motivate corect, adică nu au o motivație sănătoasă la bază și nu sunt neapărat pentru tine, și automat, consecința este că nu
cum să spune pe românește, nu te arde suficient. Și pentru că nu te arde suficient, nu ești suficient de implicat în procesul ăsta al facerii, astfel încât să poți produce transformări de lungă durată. Este o poveste foarte frumoasă în Zen, când un discipol vorbea despre iluminare, el își dorește iluminare și tot vorbea despre treaba asta până când l-a auzit maestrul și l-a chemat lângă un butoi cu apă și l-a băgat cu capul în apă. L-a ținut acolo o bucată bună de vreme și evident când a scos discipolul capul afară, când i-a dat voie să scoată capul afară, ăsta era sufocat, aproape mort. A tras aer cu nesață și maestrul i-a spus atunci când îți vei dori la fel cum ți-ai dorit aerul pe care l-ai tras acum în piept, când îți vei dori iluminarea la fel de mult, atunci o vei obține. Și exact despre asta este vorba. Dacă în tine nu există acea rădăcină puternică, acea dorință puternică de a ajunge într-un anumit punct, nu va exista suficientă energie pentru a ajunge acolo. Vor exista, cum se spune, butoluga mică răstoarnă carul mare. Vor exista întotdeauna motive, scuze, întârzieri, situații, contexte care să te oprească din drum. Deci facerea asta la nivel personal, la nivel de persoană, este împotriva biologicului cumva. Da? Biologicul vrea liniște și pace, iar persoana care, vorba aia, vrea să ajungă ninja, vrea să ajungă pe nu știu ce culme, merge împotriva curentului. Și atunci, pentru a convinge corpul să facă, tu trebuie să ai o abordare foarte sănătoasă. Unul la mână. Aș vrea să revin asupra, că am intrat în zona asta de personal, aș vrea să revin asupra bazelor. Și anume, aceea ce se consideră în lumea asta spirituală, că sunt foarte mulți în zona asta, ideea asta de non-facere, eu nu fac nimic. Nu există un făcător. Totul se întâmplă de la sine. Tendința în situații de genul ăsta, și o să explic imediat de ce se întâmplă treaba asta, tendința este să devii latent, să devii blazat, nu latent. Să devii, cum să-i spun eu, adormit. Ești deja adormit, dar această adormire este justificată de asta dată spiritual. Nu există ceva în lumea asta atât de important pentru care să merite să faci. Că oricum toți murim, că oricum nimic nu contează, că oricum totul este scris și așa mai departe. Da, la nivel biologic, nașterea și moartea sunt certitudini. Adică moartea este o certitudine, nașterea este cu dus și întors, că nu se știe. Da? Acolo probabilitățile sunt jumătate. Dar moartea este sigură, clară. Aia este o certitudine. E, în spațiul ăsta personal, există foarte multe există foarte multe variabile, foarte multe lucruri pe care noi, cei care suntem în spațiul ăsta spiritual, nu prea le înțelegem. Cum să le așez eu în așa fel încât să pornind de la ideea asta de facere, repet, singura problemă în facere sau în ceea ce numim noi a face, singura problemă este identificarea cu a face. Și de aici există și tendința de a spune că nu faci, în condițiile în care chiar faci. Și să desfac un pic treaba asta cu identificarea și cât de subtilă este ea. Pentru foarte mulți dintre cei care au auzit despre ecuanimitate, despre vacuitate, despre multe idei și concepte spirituale,
aceste lucruri devin cumva apanajul omului spiritual. Vezi, Doamne, dacă ajungi să nu faci, înseamnă că ești cineva. De fapt, tu chiar și când nu faci, tu faci când nu faci. Nu știu dacă este foarte clar. Cei care își impun să nu facă, cei care își programează să nu facă, de fapt ei tot fac ceva. Fac ca să nu facă. Da? Adică e ceva de genul, mă gândesc că nu mă gândesc. Ce? Deci e o stupizenie de genul ăsta. Și asta se datorează identificării. Practic există acolo, încă există un individ, o persoană, care își asumă rolul de persoană, care crede că este tot procesul ăsta al facerii și care la un moment dat decide să nu mai facă. De exemplu, sunt cei care caută o bucată de vreme și la un moment dat, pentru că mintea lor devine foarte frustrată, spun, gata, eu nu mai caut. În condițiile în care tu decizi să te oprești din căutare, nu se cheamă că te-ai oprit. Înseamnă că există undeva ideea că doar încetarea căutării te va face spiritual. După cum vedeți, conceptele astea, plus minus, și atașamentul de aceste extreme, se datorează identificării. Identificare ce înseamnă? Înseamnă că, revenind la persoană, da? Înseamnă că persoana cu condiționările ei se refugiază, se cheamă escapism, da? Sau bypass, cum îi spune acum, bypass spiritual, se refugiază în concepte și în cultura asta spirituală, crezând că va scăpa de probleme, de griji, de datorii, de și așa mai departe. În realitate, asta este o formă de fugă. Da? Deci când tu crezi că ești spiritual în condițiile în care oamenii pe lângă tine suferă, ai o problemă. Ai o foarte mare problemă. Deci dacă tu ești numai tu de capul tău și chiar și să-ți faci corpul să sufere, este o problemă. Chiar dacă ești singur și crezi că nu, lumea asta nu merită să-ți bați capul, nici să ai suficienți bani, nici să-și plătești chiria, nici să, da? Să-ți iei de mâncare haine și așa mai departe, e clar că ești foarte violent. Și sunt foarte mulți în situația asta care cred că, eu știu, renunțând la material, renunțând la lucrurile astea care îți oferă confort și o stare de bine, da? Cred că dacă renunță la lucrurile astea, scapă de lume și scapă de problemele lumești. În realitate, nu fac altceva decât să le accentueze. Nu fac altceva decât să creeze și mai multe probleme. Pentru că, hai să o luăm omenește. Corpul ăsta are nevoie de confort. Corpul ăsta are nevoie de căldură. Are nevoie de haine. Are nevoie de hrană. Are nevoie de tot ceea ce oferim noi. Sex, mâncare, plimbări și așa mai departe. Deci are nevoie de tot. Deci biologicul ăsta are nevoie să fie întreținut. Și este de datoria ta, că de aceea, da, se spune și în toate tradițiile se vorbește despre cât de important este corpul. Și cu toate astea, în foarte multe situații, oamenii cred că pot ajunge la înțelegerea aia corectă în condițiile în care în ei există violență. Deci dacă tu îți maltratezi corpul, ți-l distrugi cu tot felul de tehnici și de metode de astea considerate spirituale, îl abuzezi efectiv, da? Îl faci să sufere, crezi că în felul ăsta vei obține înțelegere și pace. În realitate, dacă te uiți, este o luptă continuă. Și cât timp există luptă, există violență. Dacă există violență, nu poate exista pace. E ca și cum ai vrea să rămâi virgin făcând sex. Nu prea merge, da? Deci, ca și fazele alea, v-am mai spus eu, luptăm pentru pace. Cât de stupidă poate să fie treaba asta? Noi luptăm pentru pace. Păi ori faci pace, ori e luptă. N-ai cum să lupți pentru pace. Da, în condițiile în care trăiești în lumea asta și există atât de multă violență, pentru a fi lăsat în pace, cu unii trebuie să fii violent.
în anumite situații, când se cere, pentru că respectivii poate nu înțeleg altă limbă decât pumnul și parul sau sabia. Da? Dar în condițiile în care omul ar fi conștient și ar fi sănătos la cap, nu ar avea nevoie să lupte pentru nimic, pentru că pur și simplu nu are de ce să lupte. Dar nu intrăm în politica, da? Nu intrăm în politica pe care o vedem în jurul nostru astăzi, lupta asta pentru resurse și conflictele astea generate de dorința de stăpânire a resurselor. Deci, revenind la facere. Deci există ideea asta că, și am întâlnit-o, chiar și eu am avut o perioadă, legată de nu mai fac nimic. Da, dacă este o fază, adică o etapă prin care treci ca să înțelegi cum este cu facerea și cu non-facerea, este ok. Dar dacă treaba asta durează foarte mult și a devenit un stil de viață, cel puțin din punctul meu de vedere, nu este ok, da? Dacă a devenit un stil de viață, eu nu trebuie să mai fac absolut nimic, e clar că avem o problemă. Și din nou ne uităm la context. Dacă ești singur, și chiar și, repet, chiar dacă ești singur, în condițiile în care nu îți poți plăti ce ai de plătit, nu îți poți asigura traiul, nu poți să întreții corpul ăsta corespunzător, e clar că ai o problemă. Da? Dacă, și asta este un caz foarte rar, dacă ai ajuns în punctul ăla în care, într-adevăr, înțelegerea asta să fie în tine la un nivel foarte profund, și anume că lumea asta este tranzitorie, de la celulă și până la ce vedem noi pe cer, este tranzitorie, deci asta să fie modul tău de viață intern, adică efectiv să o trăiești la fiecare, la nivel de celulă, atunci renunțarea sau încetarea facerii intervine natural. Și nu că nu mai faci, ci că devine minimalist. Adică tot ce nu mai este necesar este redus la minimum. Rămâne strict necesarul, adică mâncarea, transportul, eu știu, facturile. Nu mai există nimic extra. Nu mai sunt consumuri inutile bazate pe dorințe stupide. Că gen, dacă o să-mi iau o haină asta, o să mă vadă cineva și o să primesc apreciere și la la la. Da? Deci, dacă ajungem punctul ăla, minimalismul și facerea încetează natural. Dar, chiar și acolo există un dar, de ce? Pentru că ești conștient de faptul că tot trebuie să faci. Dacă ești căsătorit, ai familie, ai copii, ai un job, ai, eu știu, activități, chiar dacă ai ajuns în punctul ăla în care să înțelegi că totul este tranzitoriu și efemer, înțelegerea ta îți spune că tu trebuie să-ți continui activitatea. Să continui să aduci bani în casă, să continui să-ți întreții familia, să continui să întreții corpul ăsta și așa mai departe. Asta este înțelegerea care vine din acea compasiune pe care o ai pentru aceste fenomene, că și corpul ăsta este un fenomen, da? Și emoțiile, gândurile și așa mai departe sunt fenomene care se întâmplă. Inclusiv corpul ăsta care pare solid este un fenomen tranzitoriu. Se naște, crește, se degradează și se duce. Deci dacă ai ajuns în punctul ăla în care să înțelegi că asta e natura lucrurilor, devii și mai implicat, devii și mai atent, devii și mai responsabil față de acest proces al facerii. Și în condițiile în care ai înțeles cu adevărat treaba asta, nu mai există ideea că nu, eu nu fac. Nu, faci ce este de făcut. Pentru că înțelegi că responsabilitatea ta nu este strict despre tine. Da? Responsabilitatea ta este și despre ce se întâmplă în jurul tău. Pentru că vrei, nu vrei, nu faci umbră pământului degeaba. Chiar dacă ai senzația că ești singur pe fața pământului, tu afectezi pe cineva prin comportamentul tău și prin atitudinea ta. Indiferent cât de singur te crezi pe fața pământului, nu ești singur.
Deci tu în mod inconștient faci ceva. Faci daune sau faci lucruri sau chestii sau, eu știu, ai atitudinea corespunzătoare în facere. Deci ideea asta că eu sunt separat de lume și că mă pot opri din facere, că gata, lumea asta nu contează, este cu dus întors. Este jumătate reală, jumătate falsă. Și dacă ne uităm la absolut toate lucrurile care se întâmplă în universul ăsta, ele există și nu există în același timp. Că asta este realitatea. Tu, fizic, noi, fizic, părem că existăm. Dacă intri în tine la nivel celular, pune cineva un microscop pe tine și pătrunde la nivel celular și dincolo de celulă, va constata că este doar spațiu. Deci tu existi și nu existi în același moment. În condițiile în care înțelegi treaba asta, că totul este, din nou, tranzitoriu și că da și nu în același timp, că existi și nu existi în același moment, că faci și nu faci în același moment, apare ceea ce se numește, să-i spunem, în mod sănătos, detașare. Dar ea este, nu neapărat, din nou, folosim cuvinte care sunt extrem de, induc foarte mult în eroare și extrem de reduse ca potențial în ceea ce privește exprimarea. Orice cuvânt ai folosi este incapabil, incomplet să redea ceea ce se întâmplă de fapt. Deci dacă te agăți de cuvinte, e clar că nu se întâmplă mare lucru. Deci dacă ai ideea asta că lucrurile sunt așa cum sunt, apare ceea ce se numește detașare. Detașarea ce înseamnă? Că nu este detașare reală, în sensul de te separi. Separarea asta, cum fac majoritatea de fug prin munți și se ascund pe la mănăstiri și așa mai departe, că vezi, Doamne, așa-și caută calea toată viața, eu n-am nimic cu ei, că fiecare are dreptul să-și practice calea cum vrea și cum crede de cuvință. Din punctul meu de vedere, pentru mine, o chestie de genul ăsta nu ar funcționa. Pentru alții, poate funcționează. Deci, practic, tu nu te detașezi în situația în care fugi de lume. Pentru că lumea va merge cu tine. Vei avea ceva, întotdeauna un dinte împotriva lumii. Dacă te detașezi real, lumea este înțeleasă exact așa cum este. Că funcționează exact așa cum funcționează și că este absolut necesară. Lumea este necesară așa cum este ea, exact așa cum este. Nu ai ce să-i faci. Așa a fost creată, de către noi a fost creată și așa funcționează și așa va funcționa multă vreme de acum încolo. Deci dacă ai ideea, cumva există ideea că te separi de lume, asta e o mare gogonată. Că de fapt tot în lume ești. Arată-mi și mie unde te ascunzi tu pe planeta asta, poate fi și pe o insulă pustie undeva, ca să-mi spui că fugi de lume. N-ai unde să fugi. Pentru că oriunde te duci, te cari pe tine după tine și vei face și pe o insulă pustie, vei face aceleași tâmpenii pe care le faci și în preajma oamenilor. Poate acolo, fiind doar cu tine sau numai cu tine, vei face un pic mai puține bazaconii. Pentru că, na, în raport cu alți oameni, în contact cu alți oameni, există stimuli care te obligă să faci anumite lucruri. În realitate, oriunde te duci, te cari pe tine după tine. Și cel mai, repet, este experiența mea, da? Și eu am stat izolat multă vreme și am constatat că oricât aș fugi de lume, nu ajută la nimic. Ba din potrivă, am senzația, și aici intervine identificarea despre care vorbeam, că eu sunt special. Că vezi, Doamne, eu mi-am asumat procesul ăsta de creștere, m-am izolat de lume, lumea e proastă, lumea e ignorantă, lumea doarme și eu sunt marele înțelept spiritual care stă izolat și privește din vârful muntelui. Din nou vorbim despre identificare cu procesul și de extremele alea. Da? Ori ascuns, ori în lume. Cea mai, pentru mine, din nou, da? Calea pentru mine a fost să stau, să fiu aici în lume
Și recomand tuturor să facă treaba asta, pentru că lumea asta, spațiul în care te afli, cu toți stimulii și cu toate lucrurile care se întâmplă în tine și în jurul tău, este mediul perfect pentru a crește. Este mediul ideal pentru a crește și pentru a exprima ceea ce se întâmplă în tine. Facerea în lume este absolut necesară. Tu trebuie să faci ceva în fiecare zi pentru a-ți asigura traiul. Da, vrei, nu vrei, nu contează la ce nivel te afli, că ești, eu știu, la capitolul finanțe, ești jos sau ești sus. N-are importanță unde te afli. Tu în fiecare zi trebuie să arzi gaz. Trebuie să faci ceva ca să-ți poți întreține existența. Chiar dacă aparent nu faci nimic, că vezi, Doamne, am suficienți bani ca să nu fac nimic, tot faci ceva. Tot ești în activitate cumva. Nu poți să spui că nu faci nimic. Da? Deci dacă vorbim despre non-facere reală, se cheamă non-identificare. Deci non-facerea sau nefacerea reală este a face absolut tot ce ai de făcut fără ideea eu fac. Deci, asta ar fi esența. Da? Deci, asta este cea mai mare problemă în facere. De-aia și oamenii ajung, mulți oameni ajung să fugă de facere. Pentru că ajung să fie obosiți de atâta facere. Cum ajungi să fii obosit de facere? Cum ajungi tu că, da, povestea lui Atlas, care cară lumea în spate și care se cocoșează cărând o asemenea povară. Fiecare dintre noi este un mic Atlas. Fiecare dintre noi cară probleme. Fiecare dintre noi cară chestii. Da? Din trecut și până astăzi și pe cele viitoare le cărăm după noi. În condițiile în care tu crezi că faci tot ceea ce faci, începând de la durerea de stomac și până la mersul copiilor la școală sau eu știu ce mai faci tu acolo, este normal să obosești. Este normal să ajungi la limită și să-ți dorești să nu mai faci. Dacă te uiți, și hai să facem un exercițiu. Hai să facem o chestie practică, da? Deci, mă uitam la ceas, să văd cât e. Uită-te acum la corp, la ceea ce se întâmplă în corp. Și uită-te să vezi dacă într-adevăr faci tu ceva în privința corpului. Dacă respiri tu sau respiri corpul. Dacă simți tu sau simte corpul. Vă rog să-mi confirmați sau să-mi infirmați lucrurile astea, da? Deci sunt chestii practice. Deci uită-te în corp, mai ales la respirație, da? Spunem, corpul respiră pentru că respiră el, că asta face, sau faci tu respirația, în sensul de te obligi tu să respiri. Dacă se mișcă într-un anumit fel corpul, dacă dai din cap, dacă clipești, dacă, nu știu, dai dintr-o ureche, faci tu chestia asta sau lucrurile se întâmplă. Deci corpul își face treaba lui. Și cu toate astea, cu toate astea, în fiecare moment, asta e a doua componentă a exercițiului, în fiecare secundă tu ce spui? În fiecare secundă, inconștient ce spui? Eu fac. Eu respir. Eu văd. Eu aud. Eu simt. Eu am o durere de stomac. Pe mine mă doare capul. Eu vreau să mănânc. Și așa mai departe. Așa-i sau nu?
Deci aici există și bine că a comentat, nu am observat cine a comentat, că dacă ești conectat cu corpul, da, majoritatea oamenilor nici nu realizează că le funcționează corpul. Pentru că până nu-i doare ceva, corpul este inexistent. Pentru majoritatea oamenilor, pentru foarte mulți oameni, corpul este inexistent până când nu apare o durere sau o boală, ceva. Ori, dacă tu ești, că nu trebuie să fii conectat la corp în sensul de să stai călare pe el, să-l urmărești 24/24, pur și simplu din când în când să-ți aduci aminte de el, să simți corpul, să vezi cum se simte, să te uiți la conturul corpului, să te uiți la modul în care el funcționează, să te uiți la modul în care se întâmplă lucrurile. Deci nu trebuie mult pentru chestia asta. Da? Din când în când să-ți aduci aminte de el. E ca și cum ți-ai aduce aminte să uzi o floare. Da? Nu te duci să torni apă tot timpul. Că o sufoci, o omori. Așa ești cu corpul. Din când în când aduți aminte că acest corp este aici. Și pe măsură ce faci treaba asta, la un moment dat nu vei mai putea să pleci din corp. Pentru că nu ai cum să pleci din corp. Corpul este aici și vei fi și tu aici. Ce greșeală facem noi și de aceea ajungem la oboseală, la stres și așa mai departe, este să credem că toate lucrurile astea, da, toate lucrurile astea ni se întâmplă nouă, adică mie, adică eu fac toate lucrurile astea. Deci ăsta e la nivel de corp. Eu mănânc, eu fac sex, pe mine mă doare, eu, da? După aia, peste corp am spus că avem persoana, da? Care persoană este condiționată. În mod inconștient face o grămadă de lucruri care, în ultimă instanță, afectează corpul. Pentru că între ele este o legătură foarte profundă. Persoana asta, dacă tu o cauți în corpul ăsta, tu nu o să găsești. Hai să mai facem un exercițiu în direcția asta. Uită-te în corp și găsește-mi și mie persoana aia pe care o numești Teodora sau Maricica sau Costel. Deci ai un corp, uită-te în corpul ăsta și spune-mi și mie unde este persoana aia pe care o numești cum o numești. Care se numește Ruxandra. Care se numește Elena. Poți găsi persoana aia pe care tu o numești eu și care există în tine? Deci poți să o cauți cât vrei. Poți să dai de corp, dai de organe, dai de senzații, dai de stări, dai de creier și toate funcțiunile pe care le are, dar nu poți să pui mâna pe acel eu, așa cum pui mâna pe mâna ta. Deci tu poți să te atingi, poți să-ți dai cu pumnul în cap, da? Dar arată-mi și mie pe ăla care spune eu. Deci nu este acolo. Bun. Deci dacă la nivel de corp lucrurile sunt relativ simple, corpul funcționează așa cum funcționează și din când în când, când ai câte un orgasm sau când te doare ceva, spui, vai, mie mi s-a întâmplat. Eu, da? În schimb, la nivel de persoană, lucrurile sunt mult mai complexe. De ce? Pentru că vorbim despre condiționări. Vorbim despre istoria individului care este... format, da? Din toate aceste condiționări, din toate aceste filme care există din trecutul său, din uter și până în momentul de față. Dacă omul obosește și ajunge la stres și își distruge sănătatea, corpul și așa mai departe, este pentru că această persoană funcționează în mod inconștient pe baza condiționărilor și încearcă în mod constant să le contrazică și să facă altceva. Acum, toți cei care aveți vreo afecțiune, de orice fel ar fi ea, de la o, nu știu, la un banal ulcer și până la ceva mai complex, uitați-vă să vedeți că toată tensiunea, toată bubuța asta care a ajuns să fie generată în corp, a început unde? Îmi puteți spune unde a început? Că are un început undeva.
Nu, nu în minte. Lăsați mintea. Unde în istoria personală a început tensiunea? Unde? Lăsați răspunsurile astea spirituale, da? În minte, în cap. Unde în trecutul tău a început istoria personală? Nu în cap. În trecutul tău. Nu e în minte. Deci hai să fiu mai explicit, da? În prima fază din viață, în uter, ți s-au inoculat condiționările. Când ai devenit conștient că tu trebuie să faci. Mai clar de atât. Da? Deci când ai devenit conștient, deci după uter, după copilărie, când ai devenit conștient că tu trebuie să faci. Poate nu mai exprim foarte clar. Voi repeta. La un moment dat, persoana asta a început să formeze. Ea s-a format, a incubat în uter și în primii ani de copilărie, după care, la un moment dat, tu ai devenit conștient că ești tu și că trebuie să faci. Asta se întâmplă de obicei după vârsta de 7 ani. Rare ori înainte. Da? După vârsta de între 7 și 18 ani se întâmplă treaba asta, cât și că devii responsabil. Nu vorbim despre perioada anterioară când responsabilitatea ți este pasată în mod inconștient. Vorbim despre acel moment când tu conștientizezi că dacă nu faci, există consecințe. Te abandonează, iei bătaie, te critică, îți fac, îți drag, bla 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 bla. Da? Deci în primă fază, în primii ani de viață, nu ți-ai dat seama de treaba asta, ai făcut-o automat. La un moment dat ai văzut-o. La un moment dat s-a făcut. Da? Poate să existe, repet, cazurile sunt rare, între 5 și 7 ani. Cam acolo se întâmplă, când începi să realizezi că tu poți să faci anumite lucruri. Din momentul ăla a început lupta pentru supraviețuire. Adică tu ai început să lupți cumva conștient, cu toate că erai inconștient, ai început să lupți pentru supraviețuire. Și uită-te în momentul de față la câtă tensiune există în tine, la câtă furie, la câtă angoasă, la câtă frustrare există în tine încă de pe acea vreme. Există sau nu există? Deci în intervalul ăla de timp se formează de la naștere și până pe la 5-7 ani, după care pentru tine, în mod inconștient, ajungi să spui eu fac. Chiar dacă nu-ți dai seama ce spui. Că tu încă nu ești suficient de matur ca să realizezi lucrurile astea. E, în momentul de față, câtă tensiune, câtă frustrare, câtă furie există acumulată de atunci și până în momentul de față. Există, nu? Păi în condițiile astea, dacă tu spui că furia aia, tensiunea aia și așa mai departe este a ta, nu este normal să lupți cu morile de vânt și să obosești? Nu este normal ca în încercarea de a scăpa de furie, de a elimina furia, de a face pace și așa mai departe. Nu este normal să obosești? Deci tu, eu n-am cunoscut până acum om care să spună că vrea rău. Și cu toate astea, tot ce face inconștient, aduce la rău. Pentru că face inconștient. Și face în baza condiționărilor. Dacă te întreb în momentul de față, vrei să-ți iei rău, tu spui, de ce ești nebun la cap?
Cum adică? Nu există așa ceva. Eu vreau să fie bine. Și cu toate astea ți-e rău. Și în mod inconștient, tu opui rezistență la rău, încercând să-ți fie bine. Dacă tu lupți cu furia din tine, dacă tu lupți cu aceste condiționări și încerci în mod inconștient să le tot îndepărtezi, practic ce faci? Practic, ce se întâmplă când tu opui rezistență la tot ceea ce se întâmplă, la facerea asta care se întâmplă în tine în mod inconștient? Pentru că tu lucrezi pompieristic, tu încerci să stingi manifestările, da? Că-i boală, că-i durere, că-i, eu știu, senzație de abandon, de frică și așa mai departe. Tu încerci să le stingi, câte una, câte una. Și bineînțeles că nu merge. Da? Pentru că rădăcina este unică pentru toate. În fiecare moment tu vrei să-ți fie bine, luptând cu ceea ce există de foarte mulți ani de tine, în tine. Deci nu faci altceva decât să le dai hrană. Nu faci altceva decât să le ajuți să crească. Și acum hai să facem un exercițiu care sper să vă ajute. Hai că mai avem câteva minute, da? Deci este evident. Nu spun eu, da? Nu e de la mine. Uitați-vă în voi. Deci te uiți în tine la cum te lupți cu tine. Cel mai simplu exemplu. Dacă te lupți, te cerți cu cineva și constant opui rezistență, celălalt ce face? Va opune și el rezistență și conflictul se amplifică. Deci imaginează-ți că întoarcerea obrazului nu înseamnă să dai și celălalt obraz la bătaie. Întoarcerea obrazului înseamnă să întorci obrazul spre tine și să te uiți în tine și să faci pace cu tine. Nu cu vecinul. Da? A întoarce obrazul este facere. Deci tu trebuie să faci treaba asta. Nu este o să dea Dumnezeu. Mă rog și Dumnezeu o să mă scape de treaba asta. Dacă mă închin și dau pomelnice și acatiste, o să se rezolve. Nu o să se rezolve. Chestia asta este o chestiune practică pe care trebuie să o faci tu. Și asta înseamnă tu să te uiți în tine, să vezi furia, să vezi frica aia profundă care generează furia și care frică este nimic altceva decât frica de abandon, da? De moarte în esență, dar mai degrabă e abandonul decât moarte, pentru că mulți spun, mai degrabă mor decât să mă simt abandonat. Deci dacă te uiți în tine și încetezi în acest moment, deci pur și simplu accepți. Facem exercițiul ăsta. Uită-te în tine. Constată că există... scuze. Constată că există furie. Că există frustrare. Că există nemulțumire. Constată-le. Și încetează să le mai judeci. Încetează să le mai spui ceva. Încetează. Pur și simplu. Vezi dacă poți faci treaba asta. Uită-te în tine. Vezi unde este localizată furia aia, că ea e undeva în corp. S-ar putea să fie la nivel de tot corpul, da? Poate să fie chiar sub formă de boală. Și uită-te să vezi dacă poți să-i dai drumul. Să te uiți la ea ca și cum nu ar fi a ta. Deci nu există sper în situația asta. Nu există niciun fel de speranță. Speranța este proiecție pentru viitor. Speranța este... Da? De-aia se duc oamenii unde se duc să roage și să închine și așa mai departe. Pentru că speră că cineva cândva le va rezolva problema. Nu. Problema poate fi rezolvată în acest moment. Dumnezeu, cel la care te rogi și la care speri că îți va face și îți va drege, este deja aici. Dumnezeu este acolo unde ești tu, da? Că există peste tot. De ce n-ar exista și în momentul ăsta? Dacă tu te uiți acum în tine, vezi că există furie și tensiune pe care tu continui să o refuzi. Pentru că ți se pare că nu este normală. De ce să mănânci cozonac ți se pare normal, iar să vomiți nu ți se pare normal? Păi normal dacă mănânci prea mult cozonac, la un moment dat ajungi să vomiți. Ambele sunt normale. Așa e și aici.
Nu este normal ca trăind în frică să ajungi la un moment dat efectiv să nu te mai suporți și să vrei să fugi de tine. Este absolut normal. Deci ea și te uită în tine în acest moment fără să te gândești speranță. Lasă speranța în pace. În tine, adică te uiți la senzațiile care se întâmplă în corp. Te uiți la frică, te uiți la durere, te uiți la nemulțumire, la frustrare, la critică, la judecată, la tot ce vrei tu. Există în tine toate lucrurile astea. Uită-te la ele fără intenția de a le îndepărta. Pur și simplu e ca și cum te-ai uitat la paharul ăsta. Este apă în el. Atât. Nu încerc să o scot afară, nu încerc să o arunc, nu încerc să o conving să plece. Pur și simplu constat că este apă în pahar. Deci, corpul ăsta este un recipient în care există toate lucrurile astea. Uită-te în recipientul ăsta fără să încerci să scapi de ele. Pur și simplu. Asta se cheamă a face. În esență. A face fără să te identifici cu ceea ce se întâmplă în tine. Te uiți fără să spui sunt ale mele. Te uiți ca și cum ai vedea pe altcineva. Și în momentul în care le vezi neutru, fără să încerci să scapi de ele, fără să încerci să le critici, fără să încerci să le îndepărtezi, ele încetează să te mai streseze. Dacă nu se poate face, este pentru că există ideea că lucrurile astea îți aparțin. Că există identificare. Sunt ale mele. Cum adică să scap de ale mele? Sunt atât de atașat de frica mea, de durerea mea, de trecutul meu, încât nu se poate, fără suferință nu poate exista. Întrebarea care se pune este cât de mult, din nou ne întoarcem la dorința aia, da? Despre care vorbeam mai devreme, cât de mult îți dorești să scapi de suferință? Asta e întrebarea. Cât de mult, sau și mai bine, cât de tare te frige suferința? Cât de tare te frige suferința astfel încât să ajungi în punctul în care să spui nu mai vreau, m-am săturat. Lăsați-mă în pace cu observatorul, da? Observatorul este parte din ego. Eu este observatorul. Deci lăsați-o naibii cu chestiile astea împrumutate, ești observator. Nu ești niciun fel de observator. Ești și observat și observator și în toate felurile. Și nu ești în același timp. Nu există observator. Există doar o fază în care pur și simplu observi. Deci uită-te pur și simplu și întreabă-te oare mi-a ajuns sau nu mi-a ajuns. Pentru că omul nu vrea să scape de lucruri până când nu este suficient de fript. Asta este realitatea. Deci până când nu ajunge în punctul în care să-l doară atât de tare, încât efectiv să fie pus cu capul la ghilotină, nu renunță. Și de aceea există idei de genul, nu se poate să scap de suferință. Nu se poate. Ba, se poate. Nu înseamnă că nu vei mai plânge, nu înseamnă că nu o să te mai doară, nu înseamnă că nu o să-ți mai fie dor, nu înseamnă că nu o să vrei să, eu știu, să iubești și așa mai departe, ci pur și simplu vei înțelege că toate lucrurile astea se întâmplă, dar nu sunt ale tale. Nu sunt ale tale. Nu le faci tu. Îndrăgosteala nu se întâmplă. Că vrei tu să se întâmple. Nu o forțezi tu. Îndrăgosteala se întâmplă că se întâmplă. Da? Când ți-e foame, nu te forțezi tu să ți-e foame. Tu poți doar să te îndopi chiar când ți-e foame. Chiar când nu ți-este foame. Pardon. Da? Deci, suferința asta de care tu spui, nu poți scăpa de ea, se referă la atașamentul psihologic de trecutul tău. Repet, nu înseamnă că corpul nu o să mai aibă dureri. Că dacă te doare, o să zici, auleu, văleu, văleu, cum fac eu, da? Dacă o să te lovească unul, o să spui, văleu, văleu. Dacă o să-ți placă ceva, o să-ți placă. Dar, nu o să mai fie
eu care mă atașez de suferința asta. Nu transform durerea în suferință. Că asta fac majoritatea oamenilor. Transformă durerea în suferință prin atașament. E a meu, gata, a devenit suferință. Deci dacă tu te uiți în momentul de față, în tine, la orice fel de durere ai avea, durerea există acolo independentă. Independent de tine. Ce o face să se amplifice și ce o face să existe, să rămână acolo, ce este? Eu. Este a mea. Este a mea. Suferința este nimic altceva decât produsul atașamentului față de fenomenele care se întâmplă în corp. Corpul are dureri. Corpul îmbătrânește. Corpul are o grămadă de manifestări. Și nu ai ce să-i faci. Asta este natura lui. Ce transformă din nou durerea în suferință este atașamentul psihologic față de corp și de persoană. Eu sunt persoana asta care are caracterul ăsta și temperamentul ăsta care suferă pentru că. De ce suferi? Pentru că persoana a fost jignită de către cineva. Că a auzit nu știu ce, că a fost bârfită și așa mai departe. Dacă lucrurile alea care sunt spuse ar fi văzute ca și cum ar fi vorba despre altcineva, ghiși ce? Unde este suferința? Că vorbește despre altcineva. Dacă spune, Paul e prost. Așa și? Care e problema? Paul este și prost câteodată. Care e problema? Trebuie să recunoaștem chestia asta. Ție așa mare lucru. Dar în momentul în care, vai, este vorba despre mine, ai spus că sunt prost. Vai, stai să vezi ce zic eu acum. Deci, buba nu este durerea. Nu este faptul că trebuie să faci o grămadă de lucruri. Nu este faptul că depui efort. Nu este faptul că te ridici dimineața din pat, să te duci la muncă, să faci pentru familie. Problema este că totul se transformă în suferință pentru că le faci tu. Tu ești cel care se sacrifică. Tu ești cel care ai fost abandonat. Tu ești cel care iubește și se dă cu capul de pereți, celălalt nu te bagă în seamă. Și așa mai departe. Deci problema din nou nu este facerea. Poți să faci și să nu faci ce vrei tu. Că nu e nimeni pe fața pământului care să te pedepsească la nivel universal. Dacă există ceva care să te pedepsească, este propria ta prostie la nivelul ăsta, propria ta inconștiență. Și la nivel social, când faci tâmpenii care sunt pedepsite prin lege. Da? Dar, chiar și chestiunile astea care sunt pedepsite prin lege, sunt generate de ce? De inconștiență. Pentru că nu poți să te duci să faci rău cuiva decât dacă ești inconștient. Atât. Dacă dor. Dar dacă ești un pic atent la tine, ce vei spune? Stai un pic. Ce rost are? De ce? De ce persoana asta vrea să răzbune? Pentru că i s-a spus că e prost. Și atunci trebuie să demonstreze că e deștept. Și cum face că să demonstreze că e deștept? Făcând o prostie. Pentru că este absolut normal. Trebuie să te, ca să mă dau deștept, trebuie să fac o tâmpenie, nu? Că așa funcționează. Deci, ca să recapitulăm pe scurt, toată facerea și nefacerea nu contează. Poți să faci ce vrei și ce nu vrei. N-are niciun fel de importanță. Ce contează este identificarea. Este identificarea cu toată povestea asta. Identificarea cu corpul și cu tot ce se numește persoană, cu toate atributele ei. În momentul în care tu ești identificat cu ideea asta de persoană, de caracter, de personalitate și așa mai departe, și cu corpul care îți aparține, în realitate, dacă stai bine și te uiți, vezi că nu îți aparține, pentru că îți va fi luat. Deci dacă îți va fi luat, înseamnă că nu îți aparține. Da? Și în momentul în care tu înțelegi lucrurile astea, vei constata că suferința nu mai există. Există durere, există lacrimi, există râs, există plâns, există tot ce vrei tu la nivel lumesc. Că asta e lumea. E absolut uman să experimentezi lumea asta ca uman. Nu încerca să fii robot, nu încerca să fii de plastic. Nu, 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 noi nu suferim că suntem spirituali. Nu, pe noi nu ne doare. A, nu suferi? Da, e adevărat. Dar că nu te doare, să nu spui treaba asta. Că dacă îți moare câinele, zicem că ai câine și îți moare câinele, o să te doară de o să te ia naiba.
Dacă ești părăsit de cineva, o să te doară. Dacă te îmbolnăvești, o să te doară. Că asta este. Dar dacă tu vezi lucrurile astea ca fiind absolut normale, făcând parte din viața de zi cu zi, fără să spui, mie mi se întâmplă, și să folosești eu ca instrument de lucru, adică eu dacă spun că mă cheamă Paul, normal că o spun că eu spun că mă cheamă Paul. Că așa e. În momentul de față, asta este. În aceeași măsură sunt conștient de faptul că atunci când, pardon, când spun eu, e doar un cuvânt. Nu-l asociez cu nimic din ceea ce se întâmplă aici. Deci când spun eu, e un cuvânt gol. Eu sunt Paul. Nu este adevărat. Nu este o realitate. Este un instrument de lucru. Este o sculă pe care o utilizez ca să pot să comunic cu cineva. Că dacă o să-i spun, mă întâlnesc cu Gabriel și îi spun, aici nu este nimeni. Și el stă și se uită la mine și spune, tata, eu văd un corp. Și văd că are și buletin. Și văd că și vorbește. Ce naiba vorbește? Deci nu poți să transmiți la nivelul ăsta. Nu este necesar să vorbești în felul ăsta. Este absolut stupid. Însă dacă vorbești conștient de faptul că toate lucrurile astea nu sunt reale și în aceeași măsură sunt reale, lucrurile se simplifică. Deci, cam asta e cu facerea. Nu facerea este problema, nu nefacerea este problema. Că lupta asta între a face și nu face este complet absurdă. Da? Este complet absurdă. Și cu toate astea trebuie să faci sau să nu faci anumite lucruri. Că asta e viața de toate zilele. Vrei, nu vrei, trebuie să faci să nu faci anumite lucruri. Sunt situații în care trebuie să faci lucruri. În aceeași măsură trebuie să fii conștient de faptul că chiar dacă faci tot toate lucrurile astea, nu îți aparțin. Da? Și acum ca să închei, trebuie să fac chiar un moment publicitar. Da? Nu trebuie. Îl fac eu de la mine putere. Urmează, v-am spus, v-am povestit și data trecută despre aceste două cărțulii de poezii care sunt una în limba română, rostite pe negândite, și una în limba engleză, în Love I Am, da? Deci asta în engleză nu este traducerea celei în română, sunt poezii distincte. Așa au venit în limba engleză. Nu le-am tradus pe cele în română. Cele care au venit în română, au venit în română. Și acum, pentru că am spus despre treaba asta, și am în contextul ăsta afacerii, aceste poezii au venit la mine. Da? În sensul în care au venit, le-am scris și nu sunt ale mele. Eu pot să spun, da, le-am scris eu. E ok. Și în aceeași măsură eu știu foarte clar că eu n-am făcut absolut nimic în direcția asta, în afară de a le așterne pe hârtie, de a deveni un mediu pentru ca ele să poată fi puse pe hârtie. Atât. Deci nu există niciun fel de confuzie în direcția asta. Nu există nicio chestie. Eu le-am scris în poeziile mele, mi-aparțin, mă cheamă Tucaram. Da, așa e. Ele sunt ale mele pentru că le țin în mână. Au un nume pe ele, numele meu, da, Tucaram, că, na, așa am fost botezat, dar, în aceeași măsură, ele nu sunt ale mele. Și, da, știu că pentru unii asta poate fi foarte confuzant. M-a întrebat cineva, cum faci ca lucrurile să fie foarte ușoare? Păi, simplu, tot ce fac este uitat instant. Am scris, le-am pus pe hârtie, au dispărut din memoria mea, nu mai există. Și asta fac în fiecare moment. Deci nu e că îmi duc câinile la plimbare și după aia, știi, eu am dus câinile și era un frig afară și mi-au înghețat mâinile și vai și... Nu, am dus câinile la plimbare. Activitatea s-a terminat în acest moment, acțiunea, nu activitatea, s-a terminat în acest moment, pa, am uitat-o. Termin acest video, nu e că stau... După aia, vai ce am spus, vai cum am spus, dacă am spus bine, dacă n-am spus bine, oare ce o să zică lumea? N-am niciun fel de grijă de genul ăsta, pentru că știu foarte clar că ce este de spus se spune, după care se închide, îi punem capăt
și la revedere. Așa cum este, nu-i făcut după script, vine așa cum vine, discut ceea ce discut, îți convine, nu-ți convine, beg ligoarea gheazmă. Îl postez și la revedere. Deci asta este absolut tot. Nu stau să-mi bat capul cu nimic după aia. Știi, dar ai zis în video cu tare. Spun o grămadă de tâmpenii. De ce mă asculți? Sau dacă se pare ceva relevant, pune în practică. Dacă ți se pare ceva care contează și are importanță pentru tine, pune în practică. Atunci poți să spui că e ok, da? Și acum, da, pentru că trebuie să citești o poezie, nu? Ah, uite, atașament. Atașament. 30. Stai să vezi ce mai am pe aici. Atașament. Că tot vorbeam despre el la pagina 30. Unde ești, mă? Aici. Bun. Moment poetic. Cum am spus, poezia se numește atașament, da? Atașamentul se naște din dorință și duce doar la suferință. Da? Și aici fac o specificație. Dorință, cea inconștientă. Pentru că dacă tu vrei ceva conștient, e cu totul altceva. Da? Dorința inconștientă venite din motive eronate. Deci, atașamentul se naște din dorință și duce doar la suferință. Când omul este atașat de propriul corp, își va dori ca acesta să rămână veșnic tânăr și frumos. Când însă corpul se îmbolnăvește sau dă semne de îmbătrânire arată, omul suferă. Când este atașat de bunuri, mașină, casă și valori, dacă acestea îi sunt luate, suferă din nou. Când este atașat de propria prestanță, de funcție, respect, imagine socială, dacă le pierde, suferă. Când este atașat de informație, de cunoaștere împrumutată, dacă știința îi este contestată sau îi se spune că e prost, va suferi și va dori să se răzbune. Exact ce spuneam mai devreme. Când atașamentul său este legat de o altă ființă, dacă aceasta va pleca din viața sa, omul va fi îndurerat și se va scufunda în suferință. Toate acestea vin și pleacă, iar dacă omul insistă să rămână în această ignoranță, va suferi la nesfârșit. Abia când energia sa va fi orientată cu răbdare, blândețe și perseverență spre a găsi esența ce este conținută în toate cele de care se agață, își va putea găsi și liniștea. Deci asta e... Asta este. Da? Nu vă citesc și în engleză, pentru că nu mai am. Da? Mai am? Nu mai am timp. Au trecut multe minute peste. Cam asta e. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Vă mulțumesc pentru comentarii. Pentru participare la mini-practicile astea pe care le face, la mini-sesiunile astea de practică. Și vă recomand. Din nou. Da? Am spus-o și o spun în multe materiale. Nu trebuie să mă asculți. Deci nu trebuie să mă asculți. Dar dacă ceva din ceea ce auzi consideri că este util, pune în practică, nu lăsa la nivel teoretic. Nu lăsa la nivel de conceptual. Pune în practică. Dacă mai auzi spunând oprește-te și uită-te în tine. Deci nu trebuie să faci altceva decât să te oprești și nu înseamnă să te oprești în mijlocul străzii. Da? Înseamnă doar să-ți iei un moment, să închizi ochii și să te uiți la tine, înăuntru, și să vezi cum te simți. Uită-te la ce este în corpul tău, la ce trece prin cap, la cum te simți la nivel emoțional. Un moment de astfel de pauză face cât 70.000 de practici. Un astfel de moment, nici nu trebuie mai mult. Ok? Deci, îndrumarea mea sau recomandarea mea este asta, practică, multă practică. Că despre asta vorbim. Ok? Bun. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare.
Vă pupez și ne vedem data viitoare. Pa!